Trebuie să fiți de acord cu mine că acest canal YouTube a avut un parcurs interesant. A început ca o comunitate despre detailing, a ajuns să facă niște prezentări auto mai detaliate, a ajuns să prezinte lejer mașinile într-un stil comic și odată cu venirea mea s-a dus în direcția detaliilor tehnice și a poveștilor auto. Și îmi dau seama că, de fapt, voi nu sunteți niște urmăritori, ci sunteți niște contribuitori. Pentru că dacă nu ați fi fost voi, eu nu aș fi putut să stau lângă aceste mașini, nu aș fi putut să am acces la ele pe deplin ca să pot să le povestesc ca un pasionat auto, la fel ca voi, așa cum îmi place să mă consider. Și clar, trebuie să vă mulțumesc pentru asta, pentru că ați contribuit la creșterea acestui canal. Și prin creștere nu mă refer la cifre prozaice, precum urmăritori, like-uri, share-uri și așa mai departe. Este vorba strict despre comunitate. Pentru mine înseamnă foarte mult când cineva îmi spune că e onorat să mă întâlnească sau că este onorat să îmi predea mașina pentru o prezentare, așa cum s-a întâmplat și în cazul de față. Proprietarul acestei mașini este prieten cu un prieten. Adică avem o cunoștință comună și a zis că ar fi foarte onorat să îmi pună la dispoziție această mașină pentru a o filma. Așa că îi mulțumesc cu mare drag că a făcut acest lucru posibil și îmi dau seama că suntem o comunitate în adevăratul sens al cuvântului și chestia asta nu contează în bani, în vizualizări și în tot felul de cifre din astea noastre. Și îmi dau seama că alături de mine aici am o piesă de istorie. Este o lucrare de seamă a firmei Mercedes, este exact ca un artefact, ca un obiect, ca un disc vechi pe care îți place să-l asculți, ca o băutură bună pe care îți place să o savurezi și indiferent despre ce ar fi vorba, este genul ăla de lucru la care s-a muncit și care, pentru care o anumită vechime, a adunat niște povești. Și chestia asta îl face inestimabil și nu se măsoară în bani treaba asta. Și de asta spun că mașinile moderne, pentru că sunt făcute pe repede înainte, nu mai au această patina timpului. Acum, să zic așa, șmecheria se măsoară în diagonalele cât mai mari ale ecranelor, în numărul de pixeli, în varietatea nuanțelor de LED-uri de la interior, a numărului de boxe și a vaților de pe foaie, a cailor putere specificați doar pe foaie și sunt doar niște comparații de tipul care o are mai mare. Adică niște chestii de puștan liceni care nu au în esență un rafinament. Și da, trebuie făcute și astea, asta este era modernă, mașinile moderne sunt perfect pretabile la vremurile moderne. Pe repede înainte, câte una nouă odată la 6 luni, facelift-uri peste facelift-uri, pentru că așa este dinamica lucrurilor în prezent. Dar în trecut lucrurile se făceau altfel și chestia asta se vedea, pentru că atunci când stai lângă o mașină din asta, este exact ca și când îți asculți formația preferată. Atunci când vezi un tablou al unui artist care îți place, când te duci la un muzeu de arheologie, dacă ești pasionat de Egiptul Antic, de exemplu, sau la un muzeu tehnic și vezi niște piese, niște artefacte, niște tablouri, care au anume valoare și o valoare foarte complexă pe care o exprim greu, pentru că odată a fost etapa de creare sau de producție, ca la mașina asta, cineva a muncit mii de ore pe parte de design, pe parte de funcționalitate, pe parte de inginerie, s-au certat nopți nedormite și a ieșit așa ceva. Adică au fost ani de producție și pe urmă, după ce mașina a intrat în circuitul civil, anii aceia de patină, care au adunat niște povești. Asta, de exemplu, este o mașină din 2003, care a fost cumpărată de nouă în Spania, are un caiet de service complet echipat, să spun așa, cu revizii care se întind de la 0 la aproximativ 247.000 de kilometri până în anul 2017. Și te uiți la nuanța acelui pix, cum arată cerneala aia, ștampilele, adică e o diferență de aproape 20 de ani pe acel caiet între început și sfârșit. Și îți dai seama că niște oameni au băut o cafea înainte să se apuce de revizia acestei mașini. Au turnat un ulei făcut de altă echipă de oameni. Poate era o zi cu soare, poate era o zi ploioasă, poate era iarnă, poate erau triști, poate erau veseli, cine știe. Chestiile astea nu se văd, dar se simt. Și de asta mie îmi place să prezint mașinile astea într-o notă aparte. Și nu sunt un hater al niciunei mărci, pentru că nu ai cum să urăști o mașină veche. Ea nu are probleme, ea are numai calități și o poveste de spus, așa că iată-mă încercând să povestesc astăzi un W220 facelift din anul 2003, S320 CDI și este acel CDI cu impozitul crunt de mare pentru că are 3222 de centimetri cubi, este un 6 în linie ce dezvoltă 204 cai și 500 de Nm, exact cât un motor urmaș
pe nume OM651, în iterația de 2143 de centimetri cubi cu două turbine, ce echipează modelele 250 CDI. Exact aceleași cifre, dar un cu totul alt motor. Este probabil cel mai fiabil diesel modern făcut de Mercedes, pentru că este common rail, are mulți cilindri, dezvoltă o putere corectă și are un rafinament pe care motoarele moderne nu-l vor mai avea. Mercedes a revenit la motoare 6 în linie, atât pe benzină cât și diesel, înlocuind vechile unități V6 care au fost de multe tipuri, atât benzină cât și diesel, dar acestea au fost făcute în scop comercial. Sunt făcute 6 în linie pentru că, la fel ca și în trecut, era mai eficient să le produci 4, 5, 6 în linie, un cilindru sau doi în plus, care folosesc același tip de pistoane, aceleași injectoare, aceleași biele și împart componente comune, dar în trecut le făceau pentru rafinament. Acum le fac din pur considerent economic. Toți producătorii au motoare modulare, pentru că au ca o jucărie Lego, multe străchini, să spun așa, în care pui piese și dacă vrei un 4 în linie, iei anumite piese, dacă vrei un 6 în linie, iei mai multe piese identice. Are o rațiune economică, dar în niciun caz Mercedes nu s-a întors la aceste motoare pentru pasiune. Strict din rațiune, ceea ce este corect, așa cum am menționat la începutul prezentării, logica este raportată la vremurile moderne, care sunt mult mai dinamice decât se întâmpla în trecut. Această mașină este ultimul design supervizat de Bruno Sacco, pentru că mașina este desenată de un anume Steve Mattin, care a activat între 87 și aproximativ 2000 la Mercedes, la Sindelfingen, acolo unde este și fabricată această mașină. Și el este cel care a desenat propriu-zis acest design, undeva în jurul anului 1993 aproximativ. Mașina a primit liber de producție în 1995 aproximativ și în 97 a ieșit ca model 98. S-a fabricat până în 2005 și a beneficiat de un facelift destul de discret în anul 2003, din care mașina asta face parte. Au fost produse aproximativ 500.000 de exemplare, nu este cel mai bine vândut S-Class, însă este ultimul care, să zic așa, face legătura asta, puntea cu trecutul, deși aici aș include totuși și seria următoare W221. Este însă o mașină care a fost făcută înainte de criză, e făcută pe tipicul vechi, a avut toată gama aia de motorizări interesante, mai ales pe partea de benzină și în mod foarte, foarte interesant, când vezi S63 AMG scris pe spate, vei regăsi sub capotă o motorizare V12 care a fost produsă strict între 2001 și 2002 și este vorba de o unitate natural aspirată. Este un model foarte, foarte rar din punctul meu de vedere, deoarece, în general, codificarea 63 AMG a presupus un V8, fie el twin turbo, de cilindre mai mică sau un aspirat de putere mai mare. Deci este o mașină care a fost produsă în aproximativ 30 de variante de caroserie plus motorizare, adică putea să ai caroserie scurtă sau lungă, cu tracțiune integrală sau nu și cu diverse motorizări. Și au fost și niște limuzine speciale pe un format mai lung, una din aia a fost prezentată pe canalul AutoVantage, unde ședea Luci la acea vreme și era deținută de cei de la iDrivers, care se ocupă cu genul ăla de mașini. Dacă nu mă înșel, a fost o mașină a papalității de pe la Vatican. Am văzut și o prezentare aia, dar nu am reținut exact acest detaliu. Cert este că e un model special, este un tip din acela de model carosat de către Pullman. Mie mi-a plăcut la mașina asta faptul că are în continuare liniile alea discrete și odată cu ea, pentru că a avut o variantă cupe numită C215, pe care o voi filma peste două zile. Și îmi place la C215 că este unul dintre cele mai elegante Mercedes-uri făcute vreodată, împreună cu C216, cu urmașul celui aferent lui W221, pentru că acele mașini au doar motorizări pe benzină, V8 și V12, și natural aspirate și supraalimentate. Este un cruiser coupé incredibil de elegant. Este o mașină în care nu poți să nu te simți bine, din punctul meu de vedere, și abia aștept peste două zile să văd și cum se simte respectiva mașină. Sunt niște mașini care au fost făcute fără cheltuieli, deși dacă stăm să ne gândim emotiv, așa pasionalistic vorbind, W140 este probabil culmea tehnică a lui Mercedes, pentru că pe vremea respectivă era bătaia aia crâncenă cu cei de la BMW, așa că toți au întrecut în motorizări. Au lansat unii V12, au lansat și ceilalți. Unii aveau două supape pe cilindru, alții patru.
războiul cailor, puterea luxului, și au fost niște mașini la care s-au cheltuit enorm de mulți bani și care au blocat toate liniile de producție. De exemplu, de aceea W124-500E a fost fabricat în colaborare cu cei de la Porsche la Zuffenhausen, pentru că W140 ocupase integral linia de producție de la Sindelfingen. Și chestia asta a fost benefică pentru ambele firme. Mercedes a putut să-și diversifice producția, făcând acest outsourcing de producție, și Porsche a fost salvat de la faliment pentru că a primit un contract de construcție din partea Audi pentru modelele RS2 și din partea Mercedes cu 500 EUL și parțial cu 400 și 420 EUL. Această mașină are o gamă foarte largă de motorizări. Sunt, cred că, vreo 18 la număr, dacă stai să le aduni, și ele sună cam așa. Cel mai mic motor pe benzină este un 2.8 V6 din familia M112, care dezvolta 197 de cai, și cel mai mare a fost, depinde cum le vezi, ca cilindre este un 6.3 V12 natural aspirat, dar cel mai puternic a fost un 6.0 biturbo V12, puterea fiind de 612 cai. Pe motorină, cele mai slabe au avut 197 de cai 6 în linie din motorul acesta OM648, care înainte de facelift a avut 197 de cai, după facelift 204 cai și 500 de Nm, adică exact ceea ce avem sub această capotă. Și a mai fost venerabilul motor OM628, un biturbo V8 de 4 litri diesel, care dezvolta 250 sau 260 de cai în funcție de unghiul din care priveai separația faceliftului, adică pre-facelift și facelift. Și mie mi-a plăcut mai mult gama de motoare pe benzină pentru că a fost foarte variată. Au fost motoarele V6 de 2.8, 3.2 și 3.7 din familia M112, adică un V6 la 90 de grade cu 3 supape pe cilindru și arbore de echilibrare. Pe urmă au fost modelele V8, care au avut și motoare natural aspirate și supraalimentate cu compresor mecanic din familia M113 cu cilindre de 4.3, 5.0 și 5.4, iar acele două 5.4 au avut natural aspirat sau compresor mecanic și au fost rezervate modelelor AMG și S500 de la vremea respectivă. Și vârful de gamă au fost motorizările V12, care au fost fie natural aspirate, fie supraalimentate prin două turbine pe sistem biturbo, twin turbo, cum vreți să-l numiți, că tot aia este, sunt doar niște nuanțe tehnice, adică fiecare banc de V-uri avea câte o turbină. V-urile au avut 60 de grade, nu 90, tot 3 supape pe cilindru și au fost evident mai bine echilibrate și rezervate modelelor confortabile. Și aici putem vedea puteri de pe la vreo aproximativ 367 de cai până la 612 cai. Au fost motoarele M137 aspiratele și M275 cele supraalimentate pe turbine. Creșterile de putere în urma supraalimentării care s-a întâmplat de la pre-facelift la facelift au fost considerabile. Modelele AMG au sărit de pe la vreo 360 la 500 de cai, iar modelele V12 care erau rezervate lui S600, S63 și S65 AMG au sărit de pe la vreo 367 la aproximativ 500 de cai pentru versiunile non-AMG și de pe la vreo 444 la 612 cai. Și pentru că în cea mai puternică iterație ele dezvoltau 1020 de Nm aproximativ, au putut fi echipate doar cu cutia 5G-tronic, exact cea care este și pe această mașină. După facelift, undeva în jurul anului 2004, pe modelele S430 și S500 a venit în standard și cutia 7G Tronic, care însă nu putea să ducă un cuplu foarte mare, dar evident a presupus o creștere de eficiență, deoarece avea mai multe trepte, putea să țină motorul mai puțin turat, era mai versatilă. Și 5G-tronic și 7G-tronic sunt niște cutii foarte bune și ambele au două trepte de marșarier în funcție de modul de rulare. Acel confort sau standard sau winter și sport, depinde cum a fost cutia echipată. Au venit cu variante de tracțiune integrală care au devenit ulterior în standard pentru modelele vârf de gamă, cu excepția lui 600 și a modelelor 63 și 65 AMG, care au fost doar tracțiune spate, și au excelat de asemenea pe partea de suspensii, deoarece toate modelele au avut niște suspensii inteligente. În standard, tot timpul au venit cu Airmatic și Airmatic înseamnă faptul că sunt suspensii pe aer, dar de fapt acronimul vine de la Adaptive Intelligent Ride Control. Și modelele vârf de gamă veneau cu ABC, Active Body Control, care era o suspensie hidropneumatică licențiată de la cei de la Citroen. Și este o suspensie care a mai făcut
act de prezență pe W116 anterior și vreau să menționez faptul că modelele astea AMG puternice au un tătic care se numește The Red Pig și care era o limuzină S-Class de la vremea respectivă care era echipată cu faimosul motor M100 V8 care avea o cilindree de 6,3 litri aproximativ la vremea respectivă și ele au fost și numite la vremea 450 SEL și a mai fost varianta de 6.9 parcă, adică primele sedanuri adevărate performante mâncătoare de kilometri pe autostradă. Spre deliciul meu de pasionat am văzut un asemenea model în București foarte recent și am mers în urma lui, m-am abătut de la drumul meu doar să-i miros evacuarea și să aud bolborosul ăla de V8 relaxat. Mercedes este, cred că, singura firmă europeană care face motoare de meltan, adică la modul pune cât se poate de mare cilindrea cu puteri inutil de mari, doar pentru a arăta că se poate și pentru a mânca autostrada. Și nu vrea să facă chestia asta într-un sens sportiv. Tot timpul au fost niște mașini ale confortului și făcute pentru a rula. Dovadă că multe din ele sunt limuzine unde proprietarul stă în dreapta spate și ele sunt conduse de către un șofer angajat. Și totodată face și o problemă pe partea de mașini, în sensul în care modelele V12 de șofer, de tot felul de președinți din ăștia de bancă și corporație, au probleme la second hand, pentru că 90% din timp șoferul așteaptă pe loc, așteptând proprietarul, cu motorul pornit la relanti. Și chestia asta nu face bine motorizărilor, pentru că au puțin kilometri, sunt servisate la kilometri în loc de perioadă și ajung să fie destul de problematice la achiziție. Dar când îți pui problema să ții un V12 din ăla, cam știi cu ce se mănâncă și te apuci de renovat la el și clar, nu sunt niște mașini de ocolit din punctul ăsta de vedere, dar e clar că nu au o rațiune economică în prezent. Au avut tot felul de sisteme de siguranță interesante, au venit în standard cu airbag-uri cortină. De la facelift încolo au avut acest pre-safe, sistemul de frânare automat. Au fost primele mașini de lux care au avut un sistem de cruise control adaptiv cu ajutorul unui senzor radar. Au avut senzori de parcare, faruri big xenon și tot felul de opțiuni de confort interior, climatizări, tot felul de reglaje, de exemplu pentru suspensie. Hermeticul are două moduri de sport și o singură posibilitate de reglaj de nivel, pe când ABC-ul are două posibilități de reglaj. Și ambele tipuri de suspensii sunt gândite pentru confort și pentru un fel de anticipare a drumului, în sensul în care ele nu sunt doar niște suspensii pe aer sau hidropneumatice, ci au și un reglaj electronic suplimentar, adică fiecare roată poate fi reglată independent. Sistemul a tot avansat, folosește în cazul hermetic un compresor de aer, în cazul hidropneumaticului o pompă care a generat multe blesteme printre posesori și în general cine a avut genul ăla de mașini știe la ce mă refer. A fost un sistem foarte problematic spre deosebire de cel de Citroen, pentru că folosea ceea ce în engleză se numește poppet valve, adică exact ca o supapă de motor, care dacă nu era mișcată des, în sensul în care sistemul nu era folosit la întregul potențial, se bloca. Citroen folosește ceea ce se numește în engleză sleeve valve, adică niște supape rotative care prin acționare automată se autocurăță și sistemul lor nu are niciun fel de problemă. Cam asta ar fi despre, să zic așa, tehnica și suspensiile mașinilor. Evident, pe partea de interior au avut tot felul de navigații, au avut sistemul Linguatronic care știa mult mai multe cuvinte decât precedentul de pe W140 care știa maxim 30 de cuvinte. Au avut opțional un sistem de comunicare prin telefon de la Motorola și mașinile primeau o Motorola StarTAC, acel telefon cu flip, cu clapă, care putea fi controlat prin sistemul Linguatronic și ulterior Mercedes a eliberat la vânzare un fel de dispozitiv care se pune pe cambusul mașinii și care poate să funcționeze pe Bluetooth în raport cu un telefon mai modern decât clasicele Nokia 6310 din perioada respectivă. Climatizarea era de asemenea foarte interesantă, butoanele au un reglaj aparte, o să-l arăt la interior și folosesc niște senzori care opțional pot să detecteze poziția soarelui și să poată să varieze ventilația și temperatura în funcție de radiațiile UV. Ai climatizare în zona din spate, opțional pe modelele de lux tetierele se puteau și ridica, nu numai coborâ. Au sistem de soft close vacumatic și spre deliciu multora nu conțin sistemul SBC de frânare care a fost rezervat modelelor SL și W211 E-Class din perioada respectivă. Mie mi-a plăcut gama asta de tehnica lor pentru că au făcut foarte multe variații. Au avut motoare 6 în linie, cu 2 sau cu 4 supape pe cilindru. Au avut V6-uri și V8-uri cu 3 supape pe cilindru la unghi de 90 de grade, dar au avut și
V6-uri la 60 de grade, care nu necesită arbore de echilibrare și care au avut 4 supape pe cilindru, însă nu s-au regăsit pe această mașină și ulterior au trecut pe modele mai sofisticate de V6 și V8, pentru că ordinea a fost așa, M103, M104, 6 în linie, pe urmă au fost M112, M113, astea cu 3 supape și M137 pentru cele de V12, iar următoarele V6 au fost M272 și M273 pentru V8 și pe urmă au fost M276 și M278, care sunt biturbo și se regăsesc și în prezent. Însă este, cred că, unul din puținii producători alături de cei de la Ford cu motorul modular V8 de 5.4 care, și 4.6 era la vremea respectivă, care folosesc 3 supape pe cilindru. Ai zice că e o involuție față de vechiul M120 de pe W140 V12 de 6 litri, care avea 4 supape pe cilindru. Răspunsul este foarte simplu, emisiile. O supapă mai mică de evacuare produce pierderi termice mai mici, dar dă un cuplu foarte bun motorului, trage mai de jos și poți să compensezi chestia asta prin supraalimentare. Și treaba asta a crescut eficiența motoarelor, a scăzut consumul, le-a scăzut și complexitatea pentru că ele au un singur arbore cu came per banc în sistemul respectiv și sunt niște motoare care rezistă în continuare. V12-le de Mercedes, dacă vă vine să credeți, nu are injecție directă și folosește aceste 3 supape pe cilindru cu supraalimentare pe turbo. Sunt niște motoare din paleoliticul tehnic în sensul bun, care vor rezista probabil în continuare până când se va forța trecerea pe electric, deși la clasa lux va mai dura un pic acest aspect. Din anul 2003, mașina a căpătat un control mai interesant pe suspensii, care puteau să se lase singure în momentul în care mergeai cu aproximativ 100 de km pe oră mai mult de 5 minute și avea un control mai inteligent pe partea asta de reglaje. Dragilor, cam asta ar fi prezentarea mașinii așa cum o văd eu, are multe nuanțe tehnice care probabil ar putea fi acoperite doar într-o prezentare de 3 ore, dar sper că am reușit să transmit un pic, să zic așa, emoția modelului și felul cum el a fost proiectat și gândit. Hai să deschidem capota să vă povestesc un pic un motor de referință. Am reușit să scot aproape toate capacele lui care sunt prinse cu niște șuruburi, ca să vedeți ceea ce se află dedesubt, pentru că am reușit să prezint 648 pe E-Class, 647 pe Dricul acela care este varianta cu 5 cilindri și 648 se află sub această capotă. Îmi doream de foarte mult timp să prezint această motorizare și eu dedic în mod special lui Sorin, un urmăritor care mi-a pus la dispoziție un W212 pre-facelift într-o stare excepțională care încă se află în posesia sa. A avut și el un E-Class W211 fix cu această motorizare. E ce trebuie. Problema este impozitul de peste 5.000 de lei în unele orașe care fac problema asta să fie destul de stringent. Adică niște mașini la care nu prea îți mai vine să dai banii ăștia. Cu acei bani ai face mentenanța la modul draconic, dar din păcate trebuie să-i dai unui stat care nu investește cum trebuie și avem drumurile pline de gropi și cumva tot la mașină se întorc banii ăștia sub forma unor facturi de reparații, ceea ce presupune înlocuiri de casete, pivoți, știți cu toții pentru că le trăim trăind în România. În toată splendoarea lui, OM648 DE32, adică un motor care dezvoltă 204 cai și 500 de Nm. Înainte, pre-facelift avea 197 de cai și vreo 450 parcă sau 470 de Nm. Optimizări pe parte de soft. Este un motor membru al familiei 646, 647 și 648, care sunt continuatoarele lui 611, 612 și 613. Fiecare din aceste cifre reprezenta motoare cu 4, 5 și 6 cilindri în linie, cu construcție unitară, alezaj de 88 și cursă de 88,3. Toate au fost common rail, și cele din generația asta și cele din generația anterioară, și le-au înlocuit venerabilele modele 606, 605 și 604, care erau versiuni aspirate sau supraalimentate cu 4 supape pe cilindru, dar injecție indirectă cu pompă din aia în linie. La rândul lor astea înlocuiseră 601, 602, 603, care erau tot așa, 4, 5 și 6 cilindri în linie de 2, 2, 5 și 3, 0, dar cu 2 supape pe cilindru la vremea respectivă și supraalimentate și cu sistem natural aspirat. Așa au fost și astea, pentru că varianta de 4 cilindri în linie OM646 are 2,2, adică 2148 de centimetri cubi. Varianta de
5 cilindri în linie este OM647 cu 2.7, iar ăsta are 3.2 rotunjit. Și sunt niște motoare modulare, așa cum am menționat, și foarte, foarte robuste. Lanțul de distribuție este aproape la fel de lat cât capacul, are un traseu foarte scurt, pompa de înaltă e plasată pe chiulasă, nu pe bloc. Lanțul fiind scurt și lat, e foarte robust, deci nu are probleme de întindere sau de rupere și de asta motoarele astea au fost foarte robuste. În cifre moderne scoți asemenea puteri din spectru de cilindre 1620 cu două turbine fără niciun fel de problemă. Dar n-au aceeași rotunjime la mers și clar în niciun caz aceeași fiabilitate. Dacă ne uităm la el, că am reușit să dau capacul ăsta jos, putem să vedem câteva detalii pe care anterior n-am putut să le arăt, doar am vorbit despre ele. În primul rând, pompa de vacuum care este prezentă aici pe partea de distribuție, la modelele care au avut SBC și nu mă refer la S-Class ci la E-Class, această pompă lipsea pentru că frânele nu funcționau cu tulumbă din aia clasică pe vacuum, ci aveau acel sistem SBC, Sensotronic Brake Control, care funcționa electrohidraulic. Și în loc de pompă avea un capac care se ocupa de purarea gazelor de carter. Asta pentru că e o mașină cu frâne convenționale, are pompă de vacuum ce se ocupă de flapsurile alea de control de pe la răcitorul EGR și zona de frâne, iar epuratorul de gaze este prezent în această zonă a capacului și are un traseu de retur gaze direct către admisia turbinei, unde este sursă de vacuum, deci presiune mică. Motorul are o distribuție robustă și simplă, este un lanț duplex care are două zale în paralel și implicit și pinioanele sunt cu două rânduri de dinți și pleacă de la arbore, patină întinzătoare cu role, se duce până sus în zona asta unde este un pinion mare și prin rotație antrenează arborele cu came de evacuare, care la rândul lui mișcă și pompa asta de vacuum, care trimite, mă rog, ea produce vacuum, suge aerul respectiv și creează o depresiune care e stocată într-un soi de rezervor de vacuum care este pe partea laterală a motorului, iar în spatele lanțului, prin niște pinioane contrarotative, este antrenat în sens invers arborele cu came de admisie. Motorul are 4 supape pe cilindru, deci 24 de supape în total, fiind 6 cilindri, și are sistem de culbutor cu reglare hidraulică, adică nu necesită reglaj din ăla termic. Injectoarele sunt Bosch cu sistem solenoid și pompa este un Bosch CP3.1 care este antrenată tot de distribuție, însă lanțul se duce oblic în jos, așa trece peste pinionul pompei și coboară în jos în zona de arbore. În general, la motoarele moderne, pompele sunt plasate pe bloc și de obicei în partea din spate, pentru că așa e cerința acum. Motorul 646 a avut și o versiune numită Evo, care a echipat primele modele de C-Class W204. Acel Evo nu mai folosește injecție de la Bosch, ci de la Delphi, la fel ca 651, care a trecut doar pe Delphi, însă ocazional au fost și situații de injecție Bosch pe acel motor, care a echipat în general SUV-urile și a avut niște îmbunătățiri pe parte de galerie, s-a modifica forma internă a camerei de ardere, dar i-a crescut și puterea, evident. Și practic 646 Evo a înlocuit versiunile 646 și 647, alea în 5 cilindri, iar ăsta de aici, 648, a fost înlocuit de versiunile slabe de putere a lui 642 V6 CDI-ul de 3 litri, care dezvolta între vreo 180 și undeva la 265 de cai în cele mai puternice forme. Așa că Evolution Evo ăla a primit doar varianta de 4 în linie. Cele de 5 și 6 cilindri în linie nu au primit aceste iterații pentru că au fost scoase din uz. De asemenea, 646 a avut arbori de echilibrare contrarotativ în baia de ulei, antrenați direct de arbore, care au fost și problematici. Și pentru că acei rulmenți de arbore se stricau, motorul începea să bată și să consume ulei și au avut probleme foarte mari. Ăsta este un motor 6 în linie care nu are nevoie de niciun fel de echilibrare secundară și primară, pentru că e 6 în linie și e perfect echilibrat. Nu are arbor de echilibrare, deci implicit nici problemele pe care le-a avut respectivul motor. Fiind un sistem cam rail de generația 3, are un reglaj de presiune pe pompă înainte de intrarea în aceasta, o pompă electrică în rezervor și un regulator de presiune pe partea asta de rampă aici, care se ocupă totodată și de un
retur din ăsta de pe partea de motorină. Și acum îmi dau seama că are în curs, scuzați, pentru că e vorba de diametru. Regulatorul de presiune este cel din spate, de acolo care produce și retur, iar ăsta este senzor de presiune în rampă și putem vedea că injectoarele au toate conductă de retur și cablajele astea electronice cu conductele aferente din rampa asta common rail. Și am mai avut un progres pe partea de răcire. Pompa este mecanică pe cureaua de accesorii, împreună cu pompă de servo, cu compresor de aer condiționat și în cazul modelelor care aveau Active Body Control, mai avea o pompă secundară hidraulică pe această curea de accesorii. Alternatorul mai este în partea respectivă de jos și referitor la circuitul de răcire, au avut un aspect interesant. Pentru că e un motor diesel, se încălzește mai greu. Partea din spate de la caloriferul de habitacul era încălzită electric. Era un positive temperature coefficient, PTC, aerotermă, care încălzea doar aerul, în timp ce motoarele vechi aveau niște încălzitoare de antigel care încălzeau tot antigelul. Și motorul ăsta le are, însă doar pentru partea de eficiență a funcționării, nu pentru căldura din habitacul și ele sunt plasate undeva în zona asta pe bloc, în partea verticală. Turbina este un Garrett cu geometrie variabilă cu motoraș electric, este unul din primele motoare diesel care a avut tehnologia asta și care are și senzor de poziție, pentru că pe vechile serii 6, 11, 12 și 13 au fost turbine cu actuator pneumatic fără senzor de poziție. Deci motorul ăsta a căpătat mai multă electronică și de asta este și puțin mai eficient, are preinjecție, injecție principală, are DPF, de unde poate să derive niște probleme dacă este condus necorespunzător, iar versiunile 646 cu 4 cilindri de pe Sprinter, mai ales la versiunea Evo, au avut două turbine de la BorgWarner cu geometrie fixă, care au fost și mai problematice decât cea cu geometrie variabilă. Ca să respecte normele de poluare Euro 3 și Euro 4 care veniseră la vremea respectivă, are un sistem EGR de înaltă presiune. Din galeria de evacuare este un traseu care trece prin chiulasă și care iese în partea din spate. Și sub acest capac, undeva în zona asta din spate, se vede partea asta de aluminiu care este răcitorul de la EGR cu supapa EGR electrică din partea respectivă, iar deasupra aici este supapa aia de control diferențiator pentru aer, fals numită clapetă de accelerație, care adapă gazele astea EGR înapoi în galeria de admisie cu 6 trasee. Are și flapsuri din alea din zona de admisie care sunt controlate de un actuator cu niște supape. Galeriile, de exemplu, de la 646 Evo erau din plastic. La asta este din aliaj. Intercoolerul este clasic în zona de bară, se poate vedea jos aici. Și traseul de aer este pe partea asta, admisie, filtru. Coboară în zona de turbo, este comprimat, e băgat în intercooler și scos prin partea asta de jos în tubulatura aceea metalică. Uzul de plastic clar este la minim din punctul ăsta de vedere. Blocul este de fontă, pompa de ulei are un lanț propriu pentru antrenare, care este simplex, nu duplex, adică are zale simple și e situat în zona aia de baie. Din punctul meu de vedere, e un motor care merită toată lauda și are acel tors specific de motor 6 în linie, care e universal valabil. Prin capot asta mai putem vedea niște aspecte interesante. Controlul de la suspensia Hermetic, zona asta de aici unde se vede prinderea basculei superioare, pentru că mașina asta, la fel ca E-clasul, are suspensie dublu braț. Și 211. Și asta înseamnă că e o mașină care stă confortabil și în partea din spate are multilink și, în general, Hermetic-ul a fost valabil doar pe tracțiune spate, ABC-ul hidraulicul a fost pe tracțiune spate, iar Hermetic-ul a fost și pe cele cu tracțiune integrală. Alt aspect interesant este că mașina asta nu are jauge de ulei, te poți conecta aici pentru a măsura nivelul de ulei și mai are o jauge, un acces în partea asta din față, de aici pe jos, foarte interesant acest aspect. Și nu are ventilator cu vâscocuplaș, o noutate pentru mașinile din perioada respectivă. Cutia 5 G-Tronic și ea merită toată lauda pentru că e foarte robustă. E un motor care, având cuplu putere, fiind relaxat, duce 5 trepte fără nicio problemă. Nu este o mașină a consumurilor mici, raportate la situațiile moderne, dar nu despre asta este vorba. Cine își lua mașina asta nu cred că se uită la
aceste aspecte. Și mi se pare o mașină foarte îngrijită, care, deși a depășit 300.000 de kilometri, este într-o stare tehnică foarte bună, din punctul meu de vedere. Fiind în Spania, nu a avut rugină și aici mai putem vedea o etichetă a trecutului, Daimler Chrysler, care era alianța de la vremea respectivă care s-a ocupat de producția acestei mașini. Cam atât ar fi cu zona de prezentare. Pe aici mai putem vedea un sistem complex de filtre de aer pentru cabină. Mașina a avut filtrul de polen și filtrul de praf, din astea foarte avansate la vremea respectivă, fiind evident o mașină de lux și fiind în consecință setată. Traseu de vacuum. Mă mai ușor pe aici să văd. Întotdeauna voi fi fascinat de aceste capote și fiți sigur că petrec cât se poate de mult uitându-mă prin toate spațiile astea ca să mă documentez. Cam ăsta ar fi motorul. Hai să vedem și restul mașinii, că unora li se va părea mai interesant ce urmează. Mașina nu este un top of the range, pentru că în general la genul ăsta de modele e foarte greu să găsești unul foarte, foarte bine echipat, însă chiar și cele standard, dacă le putem numi standard, sunt bine echipate și au tot felul de ciudățenii interesante. Mie mi-a plăcut la mașina asta care ramele astea care învelesc caroseria, deci Loganul ar fi mândru de această afirmație, și detalii din astea drăguțe, cum ar fi, de exemplu, deschiderea portbagajului, care are o deschidere automată mecanică, în sensul în care arcurile astea trag deschiderea, a avut și un sistem de soft close pe ială, care presupune doar să lipești acest portbagaj și el se va închide singur. În zona asta din spate de aici are un flaps mecanic care iese ca să-ți petreacă mâna să poți să tragi ca lumea de zona asta fără să trebuiască să agăți vreun buton. Și e făcut cumva foarte interesant mecanic. Uitați-vă arcurile astea cum sunt protejate de această zonă de plastic. Un portbagaj mare cu suficient de mult spațiu, roată de rezervă de dimensiuni destul de mari, nu așa de mari ca cea de pe mașină, cu cricu original, cu tot felul de etichete care încă rezistă pe aici și mă bucur să văd că există și cartea mașinii. De exemplu, aici se poate vedea caietul de mentenanță cu ce conțin reviziile și mai mult decât atât, reviziile actuale care au fost făcute mașinii. Și se poate vedea prima revizie pe 30 septembrie 2004, la 20.000 de kilometri, cu ulei British Petroleum 5W40 și în principiu cam din 20 în 20.000, cu semnături, cu ștampile în zona Madrid și se întind până prin 2017 la 261.811 km. Foarte interesant, cu toate datele aferente. Aici putem vedea dotările mașinii, un caiet de fabrică și cu manualul mașinii, care este ca o carte și are o grafică foarte frumoasă, colorat. E de neprețuit așa ceva din punctul meu de vedere, pentru că aici sunt tot felul de stickere, chestiuni care au fost prezente, de exemplu, astea erau capsate la motor, ca să știi când este următoarea revizie. Deci nu numai că ai reviziile în caiet, ai și etichetele astea care au fost prinse acolo. Foarte tare chestia asta. Și asta înseamnă patina aia despre care vorbeam eu mai de mult în prezentare. E ceva ce e frumos că s-a păstrat. Pentru că adaugă cumva la valoarea mașinii, valoarea sentimentală, că aici nu-i vorba despre bani. Cu o singură mână e mai greu să bag astea la loc, dar am rezolvat. Capitonaj peste tot, spații adânci, nu se pot plia banchetele la genul ăsta de model, că nu cred că o să care nimeni nimic cu el. Iar acum să înceapă prezentarea interiorului, observăm că avem soft close, care funcționează cu sistem pneumatic. Mașina a fost una din primele care a avut keyless entry. Aceasta nu are în echipare, însă nu îi scade cu nimic valoarea din punctul meu de vedere. Și putem vedea aici câteva detalii interesante, cum ar fi această scrumieră inutil de complicată, care are o deschidere lentă, dar uitați-vă așa, mecanic, cum e făcută. Adică
Are și o poziție în care tragi mai tare ca să poți să deschizi acest recipient. Evident, astea sunt metalice, nu de plastic. Are și LED de iluminare, iar bricheta este plasată în partea asta din spate, aici. M-a jucat cu mecanismul ăsta toată ziua. Capitonaje textile în partea asta, piele cusută pe partea de sus, metal real, furnir cu aluminiu, arată cât se poate de bine, materiale moi, cu un textil din ăsta de velur, care arată foarte bine din punctul meu de vedere în continuare, iar banchetele sunt de tip sofa, canapea, care sunt foarte moi. E o mașină care, nefiind L, versiune long, nu-i foarte mare în spate, dar pentru că aceste canapele au scobitura consistentă, se poate vedea aici cât de confortabil stai la picioare. Ele sunt lipite cu totul, aici putem vedea ventilațiile, spațiile de depozitare. În partea de sus avem niște oglinzi care iluminează de așa natură încât să nu deranjeze șoferul. Ai și poziție suplimentară de aprindere. Iar în zona asta niște mânere de prindere. Cotiera centrală are o deschidere destul de amplă, tot așa cu textil. Este capitonată în interior și are și un suport de pahar pe partea asta. Pe zona centrală ventilația este normală, nu e o a treia zonă de climatizare. Și aici ar mai fi putut să aibă probabil niște spații de depozitare. Cardanul nu e o mașină în care să stai pe mijloc 3 inși, dar chiar și așa, fiind canapelele moi și pentru că te afunzi în ele, stai foarte ok, adică poți să stai confortabil în zona asta de picioare, dar e clar că este gândită pentru 3 persoane. Deci e mortală scrumiera asta cu geamul aferent, sunt și geamuri cu deschidere lentă și cam atât de pe zona din spate. Tetierele coboară pe vacuum. Pot să și fie ridicate, numai că nu e mașina asta echipată cu așa ceva. Și putem vedea la ușa față un detaliu interesant, care era și pe E-Class-ul W211 a lui Luigi, pe care îl salut cu această ocazie și dedic această prezentare și lui. Aerul care intră și trece prin toată ușa, ca să facă conexiunea cu acea gură de ventilație din spate. Deci toată zona asta va fi fără probleme de condens. Iar aici putem vedea niște ornamente reale din aluminiu, ăsta nu este plastic. Astea nu se vor mătui niciodată dacă sunt întreținute. Iar, în bună tradiție, scaunele au multiple reglaje. Pe lângă cele clasice de șezut sus-jos, acest segment extinde strict șezutul, îl lungește. Și W140 avea chestia asta. Spătarul, inclusiv tetierele sunt cu control electric și se poate vedea la acționare partea asta. Iar aici avem un set de trusă medicală foarte bine plasat, pentru că dacă stăm să ne gândim, în caz de urgență aici ar trebui să fie extintoarele, nu sub zona de portbagaj. Iar scaunele sunt tot așa tip fotoliu și se poate vedea că aici au reglajul pentru lombarul pneumatic, care e foarte drăguț și bine plasat. Și să intrăm în mașină. Îmi place soft-closed ăsta, că doar trântești. Nu trebuie să trântești ușa, o lipești în momentul respectiv, se închide singură. Plasarea acestor comenzi e foarte bună în zona asta. Mercedes a avut vreo 17 ani patent pentru treaba asta, pe vechile serii 1, 2, 4. Și suplimentar, dacă mașina era echipată cu scaune ventilate și încălzite și memorii, erau plasate pe niște butoane în zona asta și aveau și o zonă suplimentară de masaj pe partea asta, care a fost și pe la W211. Din nou, detaliile de finețe sunt prezente atât pe parte de desen, cât și pe fermitatea asta de apăsare a butoanelor. Putem vedea torpedoul cu deschidere lentă, care are aici un suport capitonat, unde poate să intre, de exemplu, niște cărți de vizită, în cazul de față un pix, și funcționează foarte frumos, nu are torpedou mai jos în partea asta. Iar în partea de sus aici putem vedea zona de oglindă cu un capitonaj textil care vine peste ca un pluș. Iar în zona centrală avem o serie de butoane, astea sunt cele care coboară tetierele și care funcționează când motorul porni ca să aibă acces la acel vacuum, oprirea ESP-ului, închiderea mașinii și deschiderea, deci două butoane separate, două tipuri de fermitate ale amortizoarelor, nivel de înălțime suplimentar și posibilitatea de oprire a alarmei. Aveam un sistem cu mercur care făcea alarma să sune când mașina era tractată.
Pentru că în facelift navigația este reproiectată, cea veche avea un controller doar pe partea asta și ecranul era un pic într-o parte, iar în partea asta avem reglajul de climatizare, un spațiu de depozitare aici cu scrumieră și încă un spațiu undeva în zona asta aici, unde de asemenea pot fi stocate niște lucruri, încă unul aici, destul de adânc și pe partea cealaltă o să vă arăt ce ține de zona de cotieră. Oglindă cu închidere heliomată, dar care are și un reglaj din ăsta manual și cu luminile astea, de fapt asta nu cred că este heliomată, scuze de confuzie pentru care acest buton, însă este atât de groasă pentru că aici se află luminile astea martor care se pot aprinde de aici, se poate vedea. Și lumini suplimentare pentru partea asta sau controlul de trapă care exista în zona de acolo. Cheia este clasică și este cea cu control cu infraroșu în zona asta centrală, care are și aici o găoace pentru închiderea asta, controlul de fapt, care comunică cu vârful ăsta din cheie. Aici putem vedea reglajul de oglinzi, reglajul de scaun, care nu are niciun fel de butoane pe el, reglajul pentru geamuri, care se poate bloca pentru partea din spate aici, și deschiderea portbagajului, capitonaj din ăsta de calitate foarte bună, pedala pentru frâna de parcare, că e impropriu zis să o numim frână de mână, consola volanului are easy entry și are reglaj electric pe adâncime și pe înălțime și e interesant că după ce ai pus contactul, volanul se reglează pe tine, de asemenea reglajul de lumini în partea respectivă. Îmi place la Mercedes cum doar dai un impuls cheii ca să pornească, adică așa, nu trebuie să ții de ea. Ăștia sunt niște senzori de parcare, să pun mașina în drive un pic și ascultăm cum toarce acest motor minunat. Volanul are reglajul ăsta electric foarte drăguț, cu o vizibilitate bună a bordului. Nu erau camere de marșarier pe vremea aia, însă uitați-vă că și oglinda coboară. Iar la punerea cutiei în parc, după o mică perioadă, oglinda se va ridica. Pentru că ea se gândește că faci mai multe baleri de manevră între față și spate. Iar aici putem vedea, acum s-a ridicat după vreo 10 secunde, ca să nu nebunească motorașul sus-jos când tu faci alternanța aia, D, R și așa mai departe. Bordul este unul cu design simplu, dar zic eu destul de clasic, are un ecran central și niște ceasuri analog, temperatură, nivel combustibil și temperatură exterioară, care cred eu că e mai puțin de 6 grade și turometru în partea asta, iar pe zona centrală este un display care este accesat de la aceste comenzi. Dacă, de exemplu, miști de el, poți să vezi tot felul de informații. Poți să schimbi, să vezi diverse părți care țin de consum, rulajul. Poți să schimbi niște posturi TV în cazul în care mașina este echipată cu... Aici, de exemplu, ai setări suplimentare. Să vedem. Un consum, de exemplu, o să-l resetez și eu de after start. Asta e cât am dat acum fix. Drumul o să lăsăm așa. Maneta de ștergătoare, care de exemplu pentru acționarea ștergătoarelor presupune o apăsare și dacă apeși mai tare se și irigă parbrizul, să spunem așa, prin rotație se pornesc aceste ștergătoare, iar această manetă este pentru cruise control și dacă apeși așa pentru limitator de viteză. Pe partea dreaptă evident nicio manetă că nu avem ce. Și comenzile pe volan pentru conectivitatea Bluetooth cu telefonul, volumul și balerea printre acele meniuri. Foarte drăguță partea asta. Iar pe zona centrală avem butonul ăsta de tetiere care acum ar trebui să funcționeze. Îmi place cum coboară pe rând, așa. Nu se duc probabil simultan ca să nu facă un boncănit din ăla prea puternic, adică să nu deranjeze patronul din spate. Navigația este una clasică pe care o vedem și pe diverse E-clasuri din perioada de atunci. Are diverse conectivități pe telefon, navigație dacă îi pui CD, DVD, radio și ar trebui să se audă.
corect, CD-uri cu CD changer, TV tuner, setări de sistem, de exemplu poți să intri pe aceste module pe aici și să faci diverse setări, apeși așa și te uiți pe aici, uite, reglaj de noapte, setări de lumină și așa mai departe, setări de radio, aici sunt chestii care țin de navigație, dar nu avem o informație activă pentru că nu este hartă disponibilă. Setare de CD, aici ar trebui să se schimbe coloritul ecranului sau să-l închizi de tot. Și zona de climatizare mai este una foarte interesantă, pentru că, de exemplu, când apeși acest buton sau acesta, ai zone de auto duble. Și în momentul în care îl apeși încă o dată, putem vedea că se aprind niște reglaje suplimentare pe partea asta de aici. Observați diferența. Și aici îți dai seama că poți să reglezi traseul aerului pe sus, pe sus și pe la picioare, recirculare pe jos și recirculare cu totul în zona de mașină. La fel în partea aceasta, pornirea și oprirea compresorului și reglaj pe sus, pe dreapta. Adică ce e interesant este că ai două zone complet automatizate și poți să și reglezi viteza de ventilație din partea asta. Eu l-am lăsat cu minte, iar aici mai putem vedea încă un spațiu de depozitare, de asta mă bâlbâisem anterior, că nu-l nimerisem pe ăsta. Iar schimbătorul are un traseu din ăsta cu șerpișori variabil, are și încălzire suplimentară, care este activată de aici, iar airbag-ul de pasager se poate opri printr-o mișcare mai dură a acestui buton. Iar în zona asta de cotieră avem niște chestii interesante. Dacă tragem de capacul ăsta, putem observa un suport de ochelar care are și un burețel moale pe aici și intră frumos toate astea pe aici. Cred că în prezent aici ar intra și un telefon, doar că nu poți să închizi, adică trebuie să fie un telefon mai îngust decât un smartphone din ăsta modern. Și suplimentar mai este un sector aici care deschide zona asta, însă nu prea e mare depozitare, deci nu are o cotieră adâncă din punctul ăsta de vedere. Și cam atât pe partea asta, n-avem ce să arătăm mai mult. Îmi place la nebunie cum se acționează toate butonelele astea pe aici. Claxonul e destul de modest la sunet și da, hai să dăm o tură să vedem cum se manifestă motorul ăsta, pentru că mi se pare excelent la sunet. O mare artistă vocală cândva grăia cam așa ceva. Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Probabil una dintre cele mai mari voci din lumea muzicală, faimoasa Janis Joplin, care a murit la 27 de ani de supradoză, fiind membru a faimosului Club 27, alături de Jimi Hendrix, de Jim Morrison, de, cred că, Heath Ledger și, dacă nu mă înșel, și faimosul Michael Hutchence de la INXS, nu mai țin exact vârsta lui, oricum, toți au fost niște artiști minunați. La fel ca această mașină, care e cât se poate de reușită. Mi se pare că e covor magic, deci la modul real suspensia asta face minuni, pentru că e vorba de tipul de suspensie, nu faptul că Mercedes a făcut-o așa. Clar, un Citroen va fi mai confortabil per total pe parte de suspensie, numai că așa cum e mașina asta făcută, te face să uiți de situația exterioară. Chiar vorbeam cu cineva recent care a avut în familie nenumărate Mercedes-uri și deține un S500 Maybach și multe modele V12, V8-uri supraalimentate de-a lungul timpului. Spunea că prima dată i-a fost rău într-o asemenea mașină pentru că era prea antifonată, te deconectează prea mult de exterior și nu mai ești la curent cu ceea ce e în afară. Dar, realmente, drumul ăsta e o mizerie aici și uite că merge mașina foarte, foarte bine, adică nu simți deloc acel balans și mașina acum este pe confort. Adică nu are niciun fel de tentă sportivă în felul cum livrează partea asta de suspensie. Dar dacă apeși acest buton o dată sau de două ori, ai profilele Sports 1 și Sports 2 pentru suspensie. N-are treabă cu partea de dinamică a motorului și cutia de viteze are de asemenea un mod confort și standard. Dar mașina este despre rulare în confort, adică mă uit la 70 de km pe oră, merge cu puțin peste 1000 de rotații pe minut
și e făcută să, să livreze. Ascultați sinfonia celor 6 cilindri. Și mă uit, sunt îmbrăcat necorespunzător pentru poziția din mașină. Nu ar trebui să fiu într-o geacă de fâși, dar afară condițiile meteo nu prea permit altceva. Dar e un test foarte bun. În mod normal, cu o mașină cu suspensii standard, care nu-i confortabilă, geaca asta ar fi făcut așa. Nu m-a fâșit el, pentru că te bâțâie scaunul de la imperfecțiunile drumului. Aici, în schimb, se poate auzi că nu prea se aude, de fapt, acel fâșii, decât dacă mă mișc eu. Adică nu trebuie să mă concentrez pe partea asta de confort. Mașina pur și simplu livrează. N-are cum să nu-ți placă o asemenea mașină. Oricât de... Adică nu-s de acord cu polarizările astea, gen Mercedes și restul, sau nu există, Honda e cea mai bună mașină. Și am cunoștințe care invocă faptul că Mercedes face niște gunoaie de mașini și că au fost niște gunoaie tot timpul și că Hondele sunt cele mai tari. Nu sunt de acord. Deci nu trebuie dusă chestia asta într-un bias extrem, ci trebuie văzut moderat. Totul se face cu moderație. Și fiecare firmă a avut perioada ei de glorie. Și cert este că dacă stăm să ne gândim la modul real, o mașină bună este ceva universal valabil. Adică nu se pune problema să existe, nu știu, ca să rezum, indiferent de producător în anii ăia, fiecare mașină a excelat. Adică te vei simți la fel într-o Acura TL sau o Honda Legend sau un Infiniti Q, un M35, un S-Class, un BMW serie 7, chiar și un Hyundai Grandeur, adică erau altfel făcute. Toate firmele au vrut să exceleze și pentru că la vremea aia o efort financiar exista, pentru că clar, mașinile astea au costat niște bani și producția lor a fost ceva costisitor, dar firmele astea vreau să dea totul. Adică nu conta banul, conta produsul finit. Asta era ideea de principiu. Și cred că cu asta am spus totul. Adică mie una să-mi placă tot timpul inventivitatea asta universală. Dar, na, nu pot să nu remarc și felul cum mașinile astea au fost făcute individual, pe parte de marcă. Adică un S65 AMG cu 612 cai rupea normala accelerație, adică are un factor wow, așa. Și nici mașina asta, sincer, nu stă rău. Adică e un 6 în linie, este universal valabil și e unul dintre cele mai bune motoare pe care ăștia le-au avut. Poți să și înalță și cobor mașina. Și într-adevăr, dacă dai suspensia pe modul ăsta mai sport, se simte puțin mai rigidă, dovadă că și geaca a început să fâșeie un pic. Dar fără să fie rigiditatea aia de arc, adică mașina în continuare are puful ăsta magic, doar că amortizoarele sunt controlate pe partea de stop, de capăt. Sunt puțin mai rigide în cursă, dar pentru că sunt pneumatice, livrează rigiditatea asta cu totul altfel. Și mă uit în treapta corespunzătoare, mașina asta nici nu trebuie să schimbe, pur și simplu accelerează, pentru că are o rezervă bună de cuplu. La Mercedes, aceste taste din dreapta îți selectează intervalul maxim în care cutia se duce. Dacă scrie 3, este 1, 2 și 3. 5 va fi 1, 2, 3, 4, 5. Nu este doar treapta afișată pe ecran. Dar cu pedala la podea vei putea folosi schimbătorul și ca impuls manual, pentru că îi dai intervalul superior. Sorin, aveai dreptate. Motorul ăsta este fenomenal. Adică are 6 în linie. Și să știți că atunci când spui 6 în linie, te gândești inevitabil la BMW. Însă Mercedes are o istorie mult mai mare în motoarele de 6 cilindri în linie decât BMW, pentru că le face din anii 50 aproximativ și pe benzină și pe diesel și a ajuns la momentul respectiv să le rafineze foarte bine. Unul din preferatele mele este 606-le diesel și M104 cel pe benzină, care a fost deja prezent pe canal în numeroase iterații. Ăștia ce auziți voi piuind sunt niște senzori de parcare.
Da, e o mașină surprinzător de dinamică și trebuie notată o chestie. Scăderea de greutate de la 140W la acest W221 este fantastică. Sunt modele la care s-au scăzut undeva în jur de 230 de kg, adică în timp ce un S320W140 avea ceva de genul 1910 kg, un S320W220 are 1670 de kg, o diferență fantastică. Și asta înseamnă că livrează într-un mare fel această putere. Este vorba despre pătură magică, covor magic, confort, despre asta este vorba. Frânele sunt bune, e o mașină care mi se pare că exploatează la maxim confortul suspensiei și eficiența ei, pentru că fiind cumva pe o pernă, e ținută în acele repere în care nu e nevoie de supracorecturi, adică, de exemplu, frâna. N-are ruliu, n-are tangaj și de aceea discurile de frână funcționează eficient, ele nu trebuie să comprime în așa hal ca să oprească mașina. De asemenea, când dai impulsuri din volan, suspensia își face un soi de autoreglaj și de aceea, neavând ruliu sau tangaj, tu n-ai ce corecturi suplimentare să faci cu motorizarea din pedală, din frânări, din volan. Și de asta are anumite un mers oarecum discret. Probabil asta s-a închis acum, dar nu știu de ce. Un sprinter care scotea fum. Pilotul automat de asemenea merge foarte bine, ciudat că pe mașina asta n-au pus Sensotronic Brake Control-ul la SBC-ul. Cred că înțeleg de ce, pentru că nu vreau să aibă acele probleme care au fost pe sistemul respectiv, deși de-abia atunci apăruse, pentru că 221 a fost până în 2009, 211 E-Class-ul a fost până în 2009, pe când ăsta a fost până în 2005 aproximativ și de astea sunt niște diferențe care țin de setare, dar ăla era un sistem mai interesant, în sensul în care putea să facă acea SBC Hold și SBC Stop, auto-hold-ul ăla automat și oprirea din pedala de accelerație, frâna automat, ca să zic așa, și chestia asta le-a făcut să fie niște motoare, mă rog, niște tehnici speciale pe parte de motorizare, dar ăsta în schimb a avut distronicul, care a presupus un cruise control cu tip radar, care funcționa foarte bine. M-aș tot plimba cu mașina asta, inclusiv solenoidul de la semnalizare. Are un sunet specific, click-ul ăsta. Și băi, e trage, adică fiind și tracțiune spate, mașina livrează fără niciun fel de problemă. Consumul afișat până acum este 8,9%, adică sincer, nu mi se pare vreo pagubă de consum. Nici nu mai contează, îi faci plin 8-8. Da, e clar că dacă mergi relaxat o să scoți cifre din astea de 7-8 extraurban și orașul o să vadă 12-14, pentru că e o motorizare mare care n-a fost gândită în scop de eficiență din asta draconică. Cine își dădea 100.000 pe o mașină din asta, nu cred că se uita la consum. Întotdeauna plinul era făcut, mașina era gata de drum, reviziile erau făcute la timp. E clar că e o mașină cu multe nuanțe, pentru că au fost și supraalimentate cu compresor și cu turbină, și dieseluri V8 și V6 și benzină și diesel și 6 cilindri și 8 și 12, cu tot felul de nuanțe din astea tehnice care le-au făcut să fie niște mașini versatile, adică au temperament total diferit. Una e un S65 AMG din ala de bolborosește ca C1 diavolului, tocănița lui Belzebut când accelerezi, și alta e unul din ăsta care e puțin mai temperat, dar cred că niciuna din motorizări nu a fost plictisitoare, pentru că toate au fost multicilindru și au fost niște motoare care au făcut carieră pe multe modele. Interesat însă și la W140, că a avut 6 în linie și W210 e clasul aferent, au fost mai versatile din punctul ăsta de vedere. Dar minunată senzația de condus, mi se pare greu de înlocuit. Și e interesant cum motoare din aceeași familie au un temperament total diferit. 4 cilindri, mai modest, așa, ronțăit, chinuit,
5 cilindri în linie, un ronțăit specific pe care l-a avut și Volvo, de exemplu, cu motorizările alea de 5 și 6 în linie, o echilibrare perfectă, adică este un motor cât se poate de interesant. Îmi place mai mult cum se simte față de V6 CDI, pentru că ăla este natural dezechilibrat, are el arbore de echilibrare, dar are unghiul ăla ciudat la 75 de grade, care l-a făcut să fie mai ciudățel, are un ronțăit specific, să spunem așa, și treaba asta cred că l-a făcut să fie aparte. Dar cert este că toate sunt niște motoare bune, nu înseamnă că ăsta e mai bun decât celălalt, dar mie personal îmi place mai mult, pentru că e o mașină ajunsă la vârsta preferințelor. O alegi pentru că îți transmite ceva, deci nu mai contează neapărat judecarea prezentului, să zic așa. Dragilor, a fost o plăcere, mulțumesc proprietarului că mi-a pus la dispoziție această mașină pentru test și vă mulțumesc că faceți toată chestia asta posibilă și sper că v-a plăcut această prezentare. La revedere!